O crești pe la 19 ani. Și uite, într-o fracțiune de secundă, nu știu ce poate să-ți rezervi viața asta. O fetiță de 7 ani, a văzut-o că era aici, în părculețul ăsta. Fetița a întrebat-o, dar ce face Andreea cu cunoștea? Mă duc până la Claudiu. O trecut, probabil cu, na, un prien acolo. El stă la, nu știu să zic, 200 de metri distanță de aici. Asta e strada Cantemir. La ora 12 m-a sunat că nu ieșit. Am ies afară, dar nu stau mult. Bine, mă, nu stau mult. Ți-o vine la ora asta să ieși, că nu stau mult. Bine. Și după aia... intrat ca și cum ar fi intrat în pământ. Nu a văzut-o nimeni, nu legătură cu nimic, nu tu luat haine de acasă, nu buletin de acasă, barem așa știam una și una. Și-o luat hainele și-o luat buletinul, a plecat. Dar nimic. Până și restul, 3 lei îi păstrez într-o cărticică care o lăsa de la taxi. Când o venit de la grădiniță cu aia mică. Nu știu. Nu știu cu ce am greșit așa de... așa, un coșmar, așa... Suntem ca și cum într-o agonie. Și să mor și să trăiesc. Exact așa sunt. Într-o agonie, mă aștept să vină un răspuns că eu mă aștept la orice. Nu pot să mă amăgesc. Mă mai îmbăt eu cu apă rece, da. Trebuie să fiu și realist. Nu știu cum îi trece peste momentul ăla. Nu știu, chiar stau și mă gândesc noaptea în pat, cum dacă ceva o să fie, Doamne, poate n-a fi, cum trec eu peste momentul ăla. Andreea Țanțu, o tânără din Bârlad, dispărea în urmă cu un an și 8 luni, ziua în amiaza mare, pe o stradă din Bârlad. Conform unei informări a poliției, fata a fost văzută ultima dată pe data de 12 februarie 2018, pe strada Dimitrie Cantemir, în direcția podului pescăriei. De atunci nu s-a mai știut nimic de ea. Peste o lună, Andreea ar împlini 21 de ani. Este dispărută de aproape 2 ani și de atunci nu a mai dat niciun semn de viață. Părinții tinerei cred că aceasta a fost răpită de iubitul ei, care este un cunoscut consumator de droguri din Bârlad. Fata dumneavoastră a consumat droguri? Nu. Nici nu fuma. Sunt sigur. Foarte sigur sunt. Dar îl iubea pe acest băiat? Îl iubea pe acest băiat. S-a îndrăgostit de el, mică fiind aici la școală, împreună. Nu știu, probabil că a fost primul și ultimul băiat din viața ei, gândesc eu că noi tot ne-am bătut gura. Eu cel puțin vorbeam cu ea deschis orice. Era deschisă față de dumneavoastră? Față de mine. Ea vorbea despre relația cu acest băiat? Nu vorbea despre acest băiat cu mine, în schimb eu îi spuneam întotdeauna, măi, Andreea, mamă, nu-i de tine, uite școala și-a lăsat-o, consumă droguri de astea, unde-i să ajungi tu așa? Bine, la început am scânat ca toate adolescentele, asta e, se întâmplă, dar o trecut vremii. Până la urmă, eu și soțul meu am decis să o lăsăm să-și dea ea seama, pentru că deja avea 19 ani. Și chiar mă luptam cu morele de vânt, nu vrea sub nicio formă să se lese de acest băiat. Și am lăsat-o așa să decidă ea singură. Fata a terminat liceul. A terminat liceul, o da bacul, nu l-a luat. Pentru că nu au vrut să-l ia, bine, nu era eminentă la școală, adică, cum să vă spun, un copil de 10. De 10, da. Nu.
Dar, în schimb, n-am avut niciodată probleme cu ea la școală, nici în general, nici în liceu. Și s-au înscris, eu am înscris pentru toamnă, să dai doar... Și în toamnă, când a fost să dea iar bacul, am privit-o și asta, Andreea, întâi duci, mamă, ca să ai... Nu, că nu mai vreau să... Nu vreau să dau, mamă. Vorbim despre toamna anului 2017. Da. Când ea a terminat liceul. Da. A dispărut pe... 12 februarie 2018. Da. Ce credeți că s-a întâmplat cu fata dumneavoastră? Nu știu să vă zic. Ori a omorât-o și a îngropat-o și a dus-o pe undeva, ori a vândut-o, una din două. Ce vă mai aduceți aminte din acea zi? O văd. Dar acea zi o am în memorie ca și cum s-a întâmplat ieri. Deci n-am cum să uit ce s-a întâmplat în ziua aia respectivă. Pentru nimic în lume. Ziua aia nefastă pentru mine, o știu ca și cum ar fi fost ieri. V-a sunat? Da, m-a sunat la ora 12, fără ceva, nu știu cât era ceasul. Bine, mă, vorbisem și mai înainte, dar atunci m-a sunat și mi-a zis, mamă, vreau să ies afară. M-am dus să mă întâlnesc cu Claudiu. Eu am rămas surprinsă pentru că ea nu ieșea la orele alea de obicei, sau dacă eu eram la piață, poate ieșa și eu nu știam. Dar, pe de altă parte, fata dumneavoastră avea deja 19 ani și vă suna să vă ceară permisiunea de a ieși exact din casă. Da, da, da. Deci, totuși, era un copil ascultător. Foarte ascultător. Deci, eu n-am avut... Sunt, cum este generația asta, mai rebelă, mai răspund părinților, nu-i ascultă, pleacă, discotici, chestii de genul. E vârsta, e vârsta. Exact. La ea nu era așa ceva. Deci, eu n-aveam nicio chestie, nicio treabă cu așa ceva. Chiar eu cu tasă o rugam, tată, dar nu ieși tu într-un club, într-o discotecă, ca și fetele, că are vară mai mică cu una jumătate ca ea. Și zic, uite, ești cu Elena, ești cu fetele, că... nu. Cum era Andreea Țanțu? I-ați fost dirigintă. Pe Andreea am avut prilejul să o cunosc chiar din clasa a noua, când s-a înscris la noi aici. Era o fată delicată, firavă, dacă aș putea să-i fac prezentarea fizică, cu asta aș începe. Din punct de vedere moral, era o fată timidă, care își asuma responsabilitățile școlii, care se înțelegea cu colegele și care cred că chiar își împărtășea unele secrete față de colege, dar cine le știe... Își alegea cu grijă prietenele. Care era interesată să învețe. Chiar mă întreba, doamna profesoară, doamna regintă, eu chiar aș vrea să iau bacalaureatul. Credeți că am șanse? Bineînțeles, Andreea, înveți. Înveți chiar acum din clasa a noua, înveți, te pregătești și ai toate șansele. Tu ești o fetiță care vii tot de la o școală bună și ai toate șansele să reușești. Și chiar aș vrea să reușești, că vreau să-ți satisfaci părinții. Era o fată care îmi povestea cu plăcere de surioara ei. E o diferență foarte mare între ele. Și bucuroasă când a născut mama ei și venea cu ea pe aici, pe la școală, în timpul liber, mă găsea pe mine când aveam ore după amiază. Da, o fată frumoasă. O fată frumoasă și delicată. Una dintre tehnicile frecvente de recrutare a tinerilor de către rețelele de trafic de persoane este cea cunoscută sub numele de Loverboy. Pe scurt, dacă o tânără intră în vizorul traficanților, ea nu mai este răpită, sechestrată și expediată peste graniță împotriva voinței ei. Ea va începe o poveste de dragoste cu un băiat, de cele mai multe ori mai mare decât ea, care o va amăgi, promițându-i un viitor împreună. Acest bărbat are în rețea rolul de recrutor și reprezintă prima verigă a unei rețele de trafic de persoane. Scenariul este simplu. Îndrăgostitul are sarcina să îi câștige încrederea victimei, îi dă impresia că o iubește, face totul pentru a-i îndeplini dorințele, iar victima se îndrăgostește acceptând să facă orice pentru el. Deci dacă nu ai probe, nu ai ce să-i faci unui băiat care, într-adevăr, este
Suspect din toate punctele. Dar nu este suspect, este principalul om. E ultimul om care a văzut. Care am, noi doi, eu acum mă găsesc o fată. Prietena mea, să presupunem că eu sunt un cavaler, da? Mă găsesc cu ea, îmi fac treaba, vorbesc cu cine vorbesc de pe la Galați, de pe unde sunt peștii ăștia, chiar din toată țara, sau poate are altă combinație, nu? Vorbesc cu ea, o tălmăcesc în 4-5 ani, iubirea mea, viața mea, cum să faci playboy-ul ăla? Așa fac bagabonții ăștia acum. Și o ia să-i spune, hai du-te tu înainte că vin și eu. Pe cum, îi dă fiică mea Adidas cadou. Îi dă telefonul ei cadou, că ea plângea după telefonul un iPhone. Nu s-a găsit Adidas și s-au găsit? Nu, telefonul l-am găsit, nu s-a găsit. L-a găsit dumneavoastră, dar da. Adidas și s-au găsit? Nu, fiindcă nu eram curios, de aia era un preț prea mic ca să pot să caut Adidas și ei. Păi m-a interesat să găsesc telefonul pentru că acolo aveam date. Cine a sunat, pe cine a sunat, cum a sunat. Și v-a sunat în două prânzuri? M-a sunat, mi-a spus că iesă și a zis, de la ora asta ce s-a venit Andreea. Ei, dar nu stau mult, mamă. Stau un pic și vin acasă. Ori vin acasă, ori vin la tine la piață. Foarte bine. O sunat, o ieșit, probabil, na, o ieșit. Și pe la unul, nu știu, unul fără ceva, mă sună taic, s-o vinit acasă. Dar bineînțeles că îl sunase și pe taică, s-o mai înainte, că vinise să se citească contoarul aici, pe mine la fel. Și da, s-o, deja intru în... Da, da, vă înțeleg. Da, s-o, mă sună și spune, da, Andreea nu e acasă. El nu era de acord sub nicio formă cu băiatul ăsta și eu zic, ok, ui, și cu fetele, probabil, și el. Păi da, da, am sunat-o și nu răspunde. Ei zic, mai încearcă. Ce a declarat el și ce spune poliția? Pentru că totuși acest telefon a fost folosit nemai fiind în posesia fetei dumneavoastră. La 11:52 a sunat-o pe maică-sa și a spus aceeași chestie care mi-a spus-o și mie, că a venit gaz metanul și cu ăștia de la IRE. Da. La 11:56, deci după 4 minute, a sunat-o din nou pe maică-sa și a cerut voi să iasă un pic, cum îi spunea lui maică-sa, afară, dar maică-sa știa că se mai găsește cu el, la care eu nu eram de acord cu acest băiat din niciun punct de vedere. Am spus-o întotdeauna, ăsta nu-i băiat, am zis, nici după moartea mea nu intră ăsta în casă, că e strigoi. Mă scol din morți și vin să-l dau afară. Deci cu mine n-avea nicio șansă de prietenie băiatul ăsta. La ora 12:15 a sunat abonamentul fetei mele 0741807090. Nu știu a cui numărul. Poliția a verificat acest număr? Nu știu, nu dă niciun detaliu. La 1:11 a sunat din nou telefonul fiicii mele, abonamentul 0747-8155-38, iar sunat. Iar de aici încolo, SMS-uri care i s-a dat de pe același abonament ai fiicii mele, băiatului care a cumpărat telefonul, se numește Bogdan, deci eu așa îl știu de Bogdan. Omul era în ședință, omul termina o facultate de jandarmerie, era la facultate băiatul, și a spus că vrea să-l fac cadou lui nevastă. Bun. Eu l-am sunat pe acest... Nu, m-a sunat cineva și mi-a spus, Neațanțule, ți-am găsit telefonul, vino și ia-ți telefonul. Da. Eu eram în sediul poliției, zic, băi, uitați, m-a sunat, am găsit telefonul. El era chiar în audieri în perioada aia. M-am dus, i-am dat banii băiatului ăsta, Bogdan, 550 de lei, 5 milioane 500 vechi, și mi-am luat telefonul. Fiindcă el, normal, l-a cumpărat. Poliția v-a însoțit în acest moment? Nu. În acel moment, nu. La ce să meargă poliția? Să-i ridice telefonul ăla să mai plătesc eu banii. Am sunat-o și eu. La fel nu răspundea. Mai insist și mai sun. Telefonul suna, ea nu răspundea. Îi trimit un mesaj. Zic, dacă nu răspund, eu vin la bunica lui la poartă. După ce i-am trimis mesajul ăla, imediat am sunat. Telefonul închis. Atunci am intrat în panică, pentru că eu mai se întâmpla să o sun, nu îmi răspundea odată, dar imediat după mă suna. Mă suna înapoi. Da. Am insistat, nu, telefonul închis. Am strâns de acolo, de la piață, de unde am eu tarabasta și am plecat la bunica lui la poartă. La bunica lui la poartă era o mătușă cu
un unchi de-a lui, o cunosc pentru că mi-a fost colegă de clasă. Și o întreb, da, Claudiu acasă? Da. Zic, vrei să-l chem puțin? L-a chemat afară. O ieși afară. Da, ce s-a întâmplat? Zic, da, Andrei, unde? Păi ce mă întreba să unde Andrei? M-a luat de umăr, doamnă, haideți înăuntru să vedeți că eu am nevastă și copil. M-am dus, am intrat într-o cameră, nu mai țin minte exact ce cameră. Și v-a făcut cunoștință cu... Am văzut-o pe ea și pe fetița mică. Am ieșit afară șocată. Claudiu Gheorghiu avea o relație cu Andreea Țanțu de mai bine de 5 ani, încă din gimnaziu. Apropiații fetei spun că povestea lor de dragoste era destul de zbuciumată. Andreea fura din casă obiecte, bani, bijuterii pe care îi le oferea lui Gheorghiu. Iar atunci când fata nu făcea acest lucru, martorii ne spun că era lovită și agresată verbal. Mai mult, Claudiu Gheorghiu avea o concubină și un copil de care se pare că Andreea știa. Mai grav este că povestea de dragoste dintre Andreea și Claudiu se consuma în aceeași casă în care locuiau părinții, bunicii și soția băiatului și nimeni nu părea să fie deranjat de această situație greu de imaginat. Bună ziua! Vă deranjăm puțin. Nu-i nimic. Cu ce mă deranjați? Suntem de la emisiunea Dispăruți fără urmă. Nu stau aici. Duceți-mă unde credeți, la mama lui, unde stă la mine, nu stă nimic. Nu vreți să vorbim puțin? N-am ce vorbi. Eu nu știu nimic. Claudiu este acasă? Nu, e la muncă. Când a venit de seară, a stat cu Claudiu de vorbă. Ne puteți da un număr de telefon al lui ca să-l putem suna? Nu, nimic, nici număr, nici nimic. Dar ne puteți spune unde lucrează? Doamne, se muncește cu zoa azi, azi nu mai ne știu cum. Mulțumim, mulțumim. Sol, ia opreți-mă în cameră, suntem... Oprește camera, că nu merge. Vrei să chem poliția? Chiamă poliția. Căutăm o fată dispărută. Păi du-te, frate, caut-o la măsă, la taso. Vrem să aflăm adevărul. Uite, adevărul unde? Toate declarațiile date sunt mincinoase, absolut toate, și a ales una din ele, care vrea el, că acum să dă declarații după bunul plac, exact cum v-am zis, legea care există în țara românească, dai 100 de declarații și să o oprești pe cea mai bună. Da, pe asta vreau să o declar eu. Ce pot să-mi faci? Asta e legea în România. Da. Și ce spune acest băiat? Că el l-a primit cadou. Telefonul și Adidas. Păi, dar de ce-ți dădea fiica mea telefonul ei care... Telefonul era un 7 Plus, un iPhone 7 Plus, era 44 de milioane în lei vechi. Și i-a făcut telefonul cadou cu tot cu număr. Așa spune el. Dar el spune că cartela și-a scus-o fiică mea și-a luat-o și-a plecat. Odată spune că a avut mai multe telefoane la ea, odată spune că și-a luat cartela și-a plecat. Păi nu, dar simplu fapt că de pe acest număr de telefon al fetei dumneavoastră a fost sunat acel jandarm care a cumpărat telefonul, certifică foarte clar că SIM-ul a fost în telefon. În telefon. Aici normal. Este fără niciun dubiu. Normal. Dar poliția nu înțelege. Sau se face cu nu înțelege. Sau nu pot să-mi dau seama. Ziarul local Vremea Nouă a publicat de curând o investigație jurnalistică despre cazul Andreei. Concluzia articolului sugerează o legătură între poliție, DIICOT Vaslui, procuratură și clanurile de mafioți și proxeneți din Bârlad.
cazul Andreei, noi l-am descoperit la ziar, tatăl ei a venit pentru prima dată în redacția noastră. Din start, noi ne-am dat seama că este o poveste cusută cu ața albă. După toate documentele prezentate de tatăl Andrei, reieșea clar că fata fusese răpită. Dovezile au fost una după alta puse exact într-un lanț logic și n-am să înțeleg de ce nici poliția și nici parchetul nu au refăcut traseul logic pe care tatăl l-a expus. Fata a plecat de acasă, dezbrăcată, fără buletin, fără bani. Teoria poliției cum că a plecat și a fugit de acasă că era tatăl sever și că nu-i permitea un anumit libertinaj cade. Fata, dacă ar fi fost să plece, își lua cu ea toate hainele și eventual banii și documentele. Al doilea argument îl reprezintă faptul că telefonul fetei a fost descoperit de tată la amanet. Tatăl nu este o cheie de biserică în orașul Bârlad. El e la marginea lumii, așa zise, interlope. E un băiat care stă în fața hotelului și face diverse schimburi, un comerț stradal. În momentul în care și-a dorit să găsească telefonul, a avut suficiente resurse să-l identifice. L-a găsit la un amanet. A fost chemat de cel care îl primise spre vânzare și a spus, cum vorbesc ei în jargonul lor, ți-am găsit telefonul fetei, vină și-l ia. În telefonul fetei, ultimul apel era al Claudiu, așa zisul prieten, după care nu mai apare niciun telefon. Ne-a pus tatăl fetei, ne-a pus inclusiv la dispoziție desfășurătorul să ne dovedească că ultimul telefon a fost al acestui individ Claudiu. Nu înțeleg dacă Claudiu a fost cel care a văzut-o ultimul pe fată. De ce poliția nu a acționat așa cum trebuie în acest caz? Domiciliat, motivul dispus, semnalmentele, obiecte de îmbrăcăminte, detalii, a plecat voluntar în 12.02.2018, a fost văzută ultima dată în jurul orei 12, deplasându-se așa. Familia și-a dat acordul înscris pentru mediatizarea cazului în presă, precum și în mediul online. Dar nu apare exact data în care a fost postată pe site-ul Poliției Române. Cert este că dacă se află aici, înseamnă că se află în toată rețeaua europeană. Înseamnă că e pusă de curând acum. S-au mulțumit ca acest băiat să devină martor acoperit la DIICOT, da? Au dat în primire 2-3 traficanți obscuri din Bârlad și el a scăpat basma curată. Bac o poveste că fata nu știu la ce clan de interlop din Bârlad este și face video chat. Sau cu totul altfel de povești care nu se verifică. Îl cunoșteați pe băiat? S-a aflat că acest băiat era căsătorit și că avea un copil. Lucrul ăsta este dovedit până la urmă? Da, este adevărat. Eu când am fost la el acasă, mi-a spus, Ionel, uite, eu sunt însurat, sunt ăsta. M-a rămas. Atunci m-a blocat total, am rămas turbat. Bineînțeles, când am intrat la el în casă, i-am pus și copilului vreo 40 de lei la ureche, ca așa să spun. Am rămas turbat când am văzut că are o concubină, are o femeie și un copil. Eu am rămas tâmpit. Deci n-am știut nimic. M-a mințit și fiică mea, m-a mințit și nevastă mea. Bun, dar vorbim despre o relație a fetei dumneavoastră cu acest băiat care era de 5-6 ani. Da, eu n-am fost de acord din prima. Mi-a promis că nu mai are nicio treabă cu el. Eu nu puteam să-mi urmăresc copilul din diferite motive. Eu am vrut să... Este vârsta, este adolescența. Corect, mă gândeam să nu fac alte ninorociri și până la urma urmii tot acolo s-a ajuns. Unde a vrut el, nu unde am vrut eu. Deci el a avut mai multă putere mentală decât mine ca tată. El a putut să o corupă mult mai bine și mult mai ușor față de mine ca tată. Ce credeți că s-a întâmplat cu fata dumneavoastră? Vândută. Știți ce înseamnă vândut? Trafic de carne vie. O vândută și nu vândut-o pe bani mulți. 1.200 de euro. Dar o dat-o undeva unde greu poți da de ea. 100% vă zic. Deci vă spun 100%. Fata mea nu este moartă, fata mea nu este măritată. Sau dacă e măritată, e măritată cu vreun pește din ăsta care o ține, e nevasta mea, stă la stradă, face ce vrea. Și obligat cum să faci amenințările. Dacă vorbești, îți iau pe sorta, iau pe măta, iau pe tato.
Normal, când ești la mijloc, cam ții milă de familie după aia. Ce distanță a fost între ultimul apel pe care l-ați avut cu fata dumneavoastră și momentul în care v-ați văzut cu prietenul ei? Păi de la 12, cred că pe la 2, fără ceva, am ajuns eu la el la parte. Deci un timp scurt, totuși. Da. Mai aproape două ore. Da. După care am ieșit afară, m-am pus cu fundul pe bordul acolo, în fața porții lui, nu știam ce să fac, cum să fac, cum să mă duc. Să vă fi mințit fata când v-a spus că merge la prietenul ei? Nici vorbă. Nici vorbă, pentru că în ziua respectivă, o fetiță de 7-8 anișori, nu știu cât are, o cunoștea. Era în părculețul de la școală de aici, că noi aveam școala foarte aproape. Și-au văzut-o trecând prin fața părculețului, cu o sacoșă în mână. Aveau perchi de Adidas, care trebuia să-i ducă domnului. Și chiar o și recunoscut că i-o dus Adidas-i. Deci totuși s-a văzut în ziua aia. S-a văzut în ziua aia, dar el o negat. Cunoșa atunci la poartă. Și la poartă, și la poliție. Că noi după, că am văzut că nu și nu apare de niciun fel. Da. În ziua aia am plecat, am căutat tot cartierul și eu și soțul meu și prietenul soțul meu prin gară, prin unde am putut în ziua respectivă. La 6:30, cred, seara, deja noi eram la poliție. Și am anunțat că nu îmi găsesc copilul. Domnul respectiv de acolo îi spune lui soțul meu, stai liniștit că o să vină chiar așa, te panichez. Cine știe, așa-s fetele din ziua asta. Cel de la poliție. Exact. Așa-s fetele din ziua de azi. 6 ore de la ultima convorbire telefonică. Da. Așa-s fetele, mai pleacă, mai și eu te panica chiar așa. Na, nu se întâmplă nimic. Dar dacă, uite, dau prin stații la patrule din noapte, poate o vede, poate nu știu ce, că nu poți să o dai că a dispărut, adică după 24 de ore. Așa am și făcut. După a doua zi, iar la poliție, am dat-o ca dispărut. De acolo a început calvar. L-am chemat pe el la poliție, o negat că el în ziua de 12 nu s-o găsi cu ea. Și că, de fapt, s-o găsi pe 11, asta fiind duminică, și Andrei a dispărut luni. Eu nu m-am găsit cu ea decât duminică seara. Și ziua asta de 12 luni, eu nu am văzut. Deci nu am văzut-o și nu am văzut. Asta e declarația lui. A fost arestat acest tânăr? Acest individ era consumator de droguri. El putea fi arestat și noi ne-am fi așteptat ca ziariști, având în vedere că și consumul în România este pedepsit, acest individ măcar să fie reținut pentru consum de droguri. Dar iată că el scapă. Scenariul e foarte simplu. Tatăl Andrei are dreptate. El fiind un consumator în rei de droguri, cu datorii la dealer, mai ales că fata l-a provizia în mod constant cu bani. Și acum, la repezeală din casă, a luat o pereche de Adidas noi pe care i-a făcut cadou fete. Iată, toate elementele acestea puse cap la cap creează un caz pentru un polițist care vrea să descopere adevărul. Dar haideți să vedem cine sunt polițiștii din Bârlad la care acest caz a ajuns. Cum e firesc, orice răpire este investigată de Departamentul Investigații Criminale. La acel moment, șeful acestui departament era un polițist care, culmea, în declarația de avere, figura cu bani împrumutați de la interlopi. Deci șeful investigațiilor criminale de la Poliția Bârlad figura în declarația de avere, atenție, fără nicio jenă, cu 50.000 de euro bani pe care acesta i-a împrumutat de la cel mai detemut interlop al Bârladului, căutat inclusiv de cei de la FBI pentru clonare de carduri, o sumă impresionantă de aproape 40 de milioane de euro. Ați verificat informația? Cum să nu o verificăm? Informația este foarte verificată. Noi am scris zeci de articole pe subiectul acesta. Ba mai mult, ne-am și ales cu un proces. De ce? Pentru că acest polițist, după ce și-a rezolvat treaba și parchetul s-a autosesizat de la noi din ziar privind acest împrumut, noi am atras atenția și anume că perioada de rambursare a acestui credit era exact când el se pensionează. Să știm cu toții că polițiștii se pensionează mult mai devreme decât noi ceilalți. În jur de 50 de ani ei se pensionează. Perioada lui
de rambursare exact în perioada în care el se pensionează, pentru că ulterior să nu mai dea nicio socoteală. Dosarul a fost inițial preluat de cei de la DNA, au disjuns, iar parchetul unde au ajuns toate aceste dosare, la parchetul tribunalului, au clasat dosarul spunând că polițistul e normal să împrumute bani de la Interlop. Filmez, nu? Acum filmăm. Da, filmez, nu? Da. Așa, am văzut-o pe fata asta, pe Alex, cum o cheamă? Andreea. Am văzut-o acum, a venit, am intrat eu și am zis, tată, cine-i fata asta? E fata lui Ionel Țanțu. Așa. Nu acum, măi. Acum vreo 3-4 ani. Da. Așa, am întrebat-o toate cine. S-a îmbrăcat fata, era cum era în chiloț, nechiloț, a intrat și a plecat. Așa, ea a mai trăit băiatul meu, fiind băiatul meu are familie, a trăit cu ea, fiind. Hai să ne o trăi cu ea, hai să ne giugiulim. Cam așa ar fi. Mai trăia cu ea. Mai trăia cu ea. Și atâta tot. Ultima persoană da. Care a văzut-o pe Andreea da. În viață da. Este băiatul dumneavoastră. Da. De atunci a dispărut fără urmă. De atunci ea a plecat. N-a mai știut nimeni de ea. A plecat ea. Da, dar a venit și și-a lăsat telefonul băiatului nu, dumneavoastră. Telefonul l-a vândut amândoi la manet. De la manet l-a scos statului. Conform declarațiilor, fata a lăsat telefonul aici. L-a lăsat, l-a scos băiatul de la manet. Chiar l-a lăsat. Pentru că fuma și unul și altul. Se drogau. Se drogau? Da. Nu vine. Băiatul dumneavoastră se mai drogează acum? Nu știu, sigur. Dar se drogau amândoi. Deci au fost o jumătate în casa asta, au dormit. Au fumat, ei se drogau. Deci spun sincer, zeaba spune mama, se drogau amândoi. Zeaba spune domnul Ionel Țanțu, dar ei fumau amândoi. Ce s-a întâmplat, nu știu, cu ei. Să nu dea domnul Ionel. Fata a plecat de acasă, păi a plecat cu telefonul mobil și cu o pereche de Adidas, Adidas către băiatul dumneavoastră. Care i-a vândut. Și-a lăsat telefonul, și-a lăsat buletinul acasă. Da. Nu a avut niciun ban la ea da. Și a venit țintă către băiatul dumneavoastră. Da. A lăsat telefonul, a lăsat Adidas-ii și în acest moment a dispărut. Stai să vă spun, de acolo a luat telefonul, l-a dus la manet și-a cumpărat droguri, a fumat în spate unde am eu o casă. În aceea zi? Da. Da? Și de acolo a dispărut. Nici nu s-a mai întâlnit unul cu altul. Deci, păi și băiatul dumneavoastră ce spune? Spune că nu știe nimic și el o caută, că avea nevoie de el, că o iubea. Deci, băiatul meu are un copil, are o fată. Își iubește familia tot. Dar mai trăiești cu ea. Hai să ne întâlnim și noi. Deci după ce au vândut telefonul, s-au întors acasă, da. Au fumat în altă parte, nu aici. Da, nu aici. Și pe urmă nu mai știm nimic. Să trăie domnul Ionel, Țanțu, fără grijă, că și eu am un copil și el are un copil, nu-și dorește nici lipsa. Dar ce-a fost cu fata, nu mai știu. El trebuia să țină în cont că l-a chemat pe băiatul meu și l-a dat afară, că știa că trăiește cu băiatul meu, nu l-a acceptat. Că știa. Și eu zis, băi băiatule, du-te că ai o familie, ai un băiat, ai o fată. O zis că nu. Domnul Ionel Țanțu știa că trăiește cu el. N-a fost niciodată de acord cu această relație, așa ne-a declarat. Da, l-a dat afară din casă. Băiatul locul în care spuneți că au fumat după ce au vândut telefonul, că s-au drogat, unde este? E în afara orașului? Nu. Tot aici, în Bârlad? Da. Mai aveți dumneavoastră un loc. Da. Da. Deci, pe lucrul acesta ați vorbit cu poliția? Nu, adică, nu ea a dispărut, a plecat acasă, fiecare s-a dus ca acum să mă iau cu dumneavoastră de vorbă. Da. Hai, sănătate și la revedere și pa. Atât au fost. Sănătate și pa. Mai știu că avea o relație foarte bună cu părinții, cu mama ei în special. Și mama ei venea frecvent la școală și mă întreba ce face Andreea, ce face Andreea. Da. Cam asta. Era ceva special în comportamentul ei? Lipsea de la școală? Nu cred că aș fi gândit vreodată că ascunde ceva. Mai lipsea câteodată de la școală, dar imediat mă anunța mama ei. O învoia cum ar veni, spunea că a lipsit, că a fost bolnavă, că a stat cu surioara și chiar nu avea cu cine să o lase. Dar atât, atât. Deci, tot timpul știa mama ei dacă lipsea de la școală.
Nu știți nimic despre prietenia ei cu acest băiat? Sinceră să fiu, nici nu știam că are o relație. Nu știam. V-am spus, poate vorbea cu prietenele ei din clasă, dar eu nu am avut ocazia să-i văd vreodată împreună. Nu știam că are o relație. Dispărută din data de 12 februarie 2018, Andreea Nadia Țanțu parcă a intrat în pământ. Semnalmentele și fotografia ei sunt publicate pe site-ul Inspectoratului General de Poliție. Tatăl ei crede însă că fata a fost vândută unei rețele de proxeneți. Care este opinia dumneavoastră legat de cazul Andreei Țanțu? În urma verificărilor, investigațiilor, cercetărilor din teren, considerăm că este o plecare voluntară de la domiciliu și încercăm prin toate modalitățile să aflăm unde se află la acest moment domnișoara Țanțu Andrei. Putem vorbi de o plecare voluntară atâta timp cât a plecat de acasă fără acte și fără bani? Părerile sunt împărțite. Eu vă dau detalii în urma investigațiilor efectuate. Țanțu Andreea nu a plecat îmbrăcată sumar, am plecat îmbrăcată de oraș, adecvat anotimpului în care a dispărut, vorbim data de 12 februarie anul trecut. Era îmbrăcată cu o geacă de culoare bleu-maren, cu blăniță roz de la gât, încălțată cu cizmulițe, cu pantaloni destul de roșii. Mă referam la faptul că nu avea niciun bagaj cu ea, nu avea nimic, a plecat. Din experiența pe care o avem, undeva la vreo peste 50%, ca să ne dau alt procent, persoane care pleacă de acasă în mod voluntar nu pleacă neapărat cu bagaj după ele. Cu acte? Și nici cu acte, nu toate pleacă cu acte asupra lor. Adică dacă vor să părăsească, să spunem, țara sau, eu știu, județul, așa ar putea fi plecat oriunde, sau poate s-a evit ceva intempestiv de a forțat-o să plece de acasă. Tatăl băiatului susține că telefonul ar fi fost vândut împreună de cei doi tineri în oraș. Toate cercetările și toate declarațiile sunt de la persoane care ar fi putut să aibă legătură cu ea și ar fi stat de vorbă cu fata în ziua dispariției. Din verificările pe care le-am făcut noi, nu ne-a reieșit de nicăieri că fata ar fi consumat droguri. Este opinia iubitului ei și a părinților iubitului. Dar părinții fetei și alți martori pe care ne-a reușit să identificăm, niciunul nu indică că această domnișoară ar fi consumat și ea droguri. Tot din verificări și făcute de către noi, știm că băiatul consuma droguri, știm că fata îi aducea diferite obiecte pe care el urma să le vândă sau le-aș fi vândut o parte dintre ele pentru a-și procura droguri. Bănuiesc și telefonul, inițial, cel puțin la prima mână, pare să fie dat de bună voie de către fată ca să-l vândă și el să-și obțină bani, mă rog, așa cum zice lumea și cum susține și el în declarații, ca să-și cumpere substanțe etnobotanice. Când vorbim aici de droguri, el nu este un consumator de droguri clasice, ci de droguri, cum se numesc în ghilimele, legale. Deci vorbim de etnobotanice. În ziua dispariției, din nou repet, având în vedere că fata nu avem și nu știm punctul de vedere, din declarații celorlalți rezultă că ar fi plecat împreună cu el să vândă telefonul. Din momentul acela, nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat cu această domnișoară. Sunt declarații contradictorii date atât de iubitul fetei cât și de alte persoane, că s-ar fi întors din locul unde ar fi încercat prima dată să-l vândă telefonul și n-ar fi reușit, după asta l-ar fi lăsat iubitului ca să-l vândă, să vândă acel telefon, iar ea să ducă acasă, să aducă un buletin ca să poată să meargă la vreo casă de amanet. Casă de amanet fără un document de identitate nu primesc bunuri în custodii. La aproape 2 ore de la dispariție, mama Andrei se duce acasă la Claudiu și acolo se întâmplă ceva ciudat. Află că băiatul era căsătorit și că avea un copil. Mama Andrei susține că nu știa de acest lucru. Mai mult decât atât, tatăl Andrei spune că relația lor, inclusiv relația lor intimă, se consuma în casă cu nora și cu nepoțelul. Deci lucrurile se întâmplau în același loc, o legătură bolnăvicioasă. Tânăra ascunde mamei ei o chestie esențială peste care mulți părinți nu pot trece. Ai o relație cu un om căsătorit. Nu este admisibil.
Numai că pentru ea acest lucru nu conta, dar în plus era cumva încurajată prin atitudinea celor din locuința lui Claudiu să meargă în continuare acolo. Această promiscuitate sentimentală, cum îi spun eu, reprezintă unul dintre factorii favorizanți a ceea ce s-a întâmplat. Ea avea foarte mare încredere, a căpătat încredere în toți cei de acolo și a manifestat fără niciun fel de jenă față de familia lui Claudiu dragostea pentru el, a fost acceptată acolo, pentru mine e un absurd total, și această încredere, cred eu, a fost cumva folosită în defavoarea ei. Să ne întoarcem în ziua dispariției, 12 februarie 2018. Andreea pleacă de acasă cu o pereche de Adidas pe care dorea să îi ducă lui Claudiu. Mama constată la un moment dat că Andreea nu-i mai răspunde la telefon și în mai puțin de 2 ore ajunge în fața porții băiatului. Îl întreabă unde este telefonul, despre telefon vom mai vorbi în această emisiune, pentru că în jurul lui se țese o întreagă poveste. Și prima declarație pe care Claudiu o face în fața porții, așa după cum am aflat de la mama, este că el nu a văzut-o pe Andreea în acea zi, că nu știe unde este telefonul fetei. Ce s-a întâmplat? În situația aceasta în care Claudiu minte de la început față de mama fetei, în care se dovedește că telefonul a ajuns la el și afirmațiile lui clar nu sunt susținute de nici cea mai banală și, eu știu, fragilă logică, avem de-a face, în opinia mea, cu o variantă a metodei Lovejoy, de racolare a fetelor pentru rețelele de prostituție. Omul acesta este foarte posibil, mai ales având în vedere aspectul extrem de atrăgător al fetei, este foarte posibil ca el să fi fost racolat de o rețea de proxeneți, o rețea de prostituție, de cei care conduc și care administrează rețele de prostituție, să fi fost racolat și contra unei sume nu foarte mici sau a unor altfel de servicii, poate chiar o cantitate de droguri, să accepte să o predea pe iubita lui acelor oameni. La momentul tranzacției, este foarte posibil ca el să fi solicitat lasă-mi mie telefonul sau lăsați-mi mie telefonul. Este extrem de posibil. Și el gândind că acel telefon reprezintă încă o sursă de bani, bani necesari procurării acelor droguri. Numai că aceste lucruri trebuie dovedite. Noi facem acum supoziții, facem variante de lucru. Ele trebuie susținute de probe și de documente sau de mijloace de probă care să confirme acest lucru și atunci ar putea anchetatorii să-l incrimineze și pe el și pe ceilalți și s-ar putea ajunge la această fată care cine știe unde este obligată să presteze cine știe ce servicii. Andreea are aproximativ 1,60 m înălțime, 47 de kilograme, păr brunet, drept și lung, ochi căprui. A fost văzută ultima oară la data de 12 februarie 2018, în jurul amiezei, deplasându-se pe strada Dimitrie Cantemir, în direcția podului pescăriei. Avea asupra ei o sacoșă albă din plastic. Andreea Țanțu ar împlini luna viitoare 21 de ani. Dacă ați văzut-o sau dacă aveți informații referitoare la acest caz, vă rugăm să ne scrieți, fie pe adresa de e-mail a emisiunii, fie pe pagina noastră de Facebook. Dispăruți fără urmă!